peste noi, peste toată natura, se așterne toamna. Dincolo de bucuriile vacanței, iată-ne din nou în curtea școlii pentru un nou început, în lupta pentru noi orizonturi, pentru cunoaștere. Noi, primăria și Consiliul Local, dascării voștri și, în ultimul rând, părinții voștri, vrem să vă asigurăm de tot sprijinul în lupta care începe astăzi, lupta științei împotriva a tot ceea ce înseamnă lipsa informației. Suntem aici și vom fi mereu pentru voi. Succes, copii frumoși! Succes tuturor implicați în lupta pentru un viitor pe culmi, pentru copiii noștri din familia Saraiu. Septembrie este un nou an școlar, anul școlar 2019-2020. Iată că a sosit cu pași repezi. Astăzi a avut deschiderea anului școlar. Am întâmpinat copiii cu programul Ghiozdanul de școală, oferindu-le câte un ghiozdan fiecărui copil, un zâmbet pe fața fiecăruia. Ce a cuprins ghiozdanul acela pe care l-a spus? Ghiozdanul de școală a cuprins rechizitele necesare pentru două trimestre de școală. Deci încep pensule, un penar cu carioși și cu culori și cu ascuțitori. Un penar echipat cu de toate. Da. Și caiete de desenat și foi de colorat. Deci tot ce trebuie pentru anul școlar. Da. Ce clasă ești? A treia. Am vrut să le facem o surpriză copiilor. Astăzi a avut loc recepția, inaugurarea sălii de educație fizică școlară, un obiectiv important pentru comunitatea Saraiu, cât și pentru sufletul acestor bobocei, pentru copiii din familia Saraiu. Un mesaj pentru copiii din Saraiu, pe care vreau să-l transmit și să-i rog să ne reprezinte cu rezultate la învățătură pe măsura eforturilor depuse de noi, autoritatea locală, cât și Consiliul Local, pentru că învățământul reprezintă cea mai importantă investiție pentru noi. Copiii ne reprezintă pe întreaga comunitate Saraiu. Avem copii buni care se diferențiază pe nivelul de merit învățământ. Anul acesta ne-am străduit să le oferim o tabără gratuită tuturor copiilor, celor 185 de copii. Au fost plecați într-o tabără la Azuga. Și ai avut emoții că începe anul școlar? Nu! Dar cu trezitul de dimineață cum e? Te-ai trezit ușor sau mai greu în dimineața? Mai greu. Dar te obișnuiești? Da. Ce materie îți place ție cel mai mult de la școală? Pictura. De ce? Pentru că îmi place, sunt talentată. Ai avut emoții așa de început, da? Da, foarte multe. De ce? Că ești într-un alt ciclu? Ai trecut într-un alt ciclu? Da. Crezi că va fi mai greu? Nu știu, n-am încercat sau... Crezi că va fi o diferență între ciclu primar și cel gimnazial în care ai trecut? Cred că da, cred că va fi mai greu. Crezi tu că va fi mai greu? Da. La ce materie înveți tu cel mai bine? Ce materie îți place? Istoria. În vacanța de vară ce ai făcut? Ai fost plecată în vacanță? Da, am fost plecată în Pitești de două ori la concursul soră mea și m-am dus pe acasă și m-am odihnit. Ai avut teme pe perioada? Da, am avut teme și majoritatea le-am făcut, deși nu am făcut unele lucruri pentru că n-am știut. Te-ai gândit deja la ce liceu te vei merge? Nu. Încă e prea de vreme. Da. Dar așa ca și materie, ce materie îți place ție cel mai mult? Îmi place istoria și să desenez, îmi place mult. Cum v-ați pregătit pentru grădiniță? Cu multă răbdare, în primul rând, că o să avem nevoie, pentru că el este micuț și nu este... e ceva nou pentru el, normal. Un nou început de an la Saraiu. Da, e adevărat, e un început an școlar. Toate unitățile noastre sunt pregătite, sunt igienizate. Ne bucurăm de un obiectiv nou realizat în curtea școlii, sala de sport, de care se vor bucura copiii cu siguranță pentru orele de educație fizică, deoarece până acum s-au desfășurat într-o sală de clasă. Ne dorim foarte multe realizări.
Avem profesori pe fiecare materie, profesori calificați. Suntem pregătiți de începutul anului școlar. Cam câți copii are unitatea de învățământ, școala? Avem 132 de copii cu cele două grădinițe arondate școlii noastre. Dorim din tot sufletul să fie mai conștiincios față de altă dată. Pentru părinți la fel, multă sănătate și dorim să fie aproape de noi așa cum au fost și până acum. Pentru colegii noștri, putere de muncă și multe realizări. Vin cu bucurie de fiecare dată în comuna Sareu, pentru că știu că aici este într-adevăr o familie și cu un primar de soi, doamna Edimia. Am participat cu bucurie pentru că e începutul anului școlar. Cu bucurie, cu emoție și cuprind cu satisfacția lucrului bine făcut, pentru că în afară de lucrarea Sareu am mai fost prin județ și am inaugurat câteva școli și grădințe făcute cu suportul și cu finanțarea Consiliului Județean. Dar aici, la Saraiu, de fiecare dată când ajung, parcă mă încarc cu energie, pentru că îi văd pe toți, de la cel mai mic copil până la cel mai bătrân, oameni împliniți, oameni calzi, oameni primitori, și mai ales că azi am venit și am și inaugurat sala de sport din comună, o sală modernă, cum și-ar dori multe, foarte multe localități, foarte multe primării din țară sau din județul Constanța. O felicit încă o dată pe doamna primar pentru tot ceea ce a făcut pentru comuna dumnea ei și în același timp vreau să-l urez copiilor, părinților și dascălor un an cât mai bun, un an cât mai plin de împliniri și cu cât mai multe rânte mari.